Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre înmulțirea fracțiilor ordinare și despre puterea unei fracții ordinare cu exponent număr natural. Produsul a două fracții ordinare este egal cu fracția care are numărătorul egal cu produsul numărătorilor și numitorul egal cu produsul numitorilor. În exemplul următor, efectuăm produsul fracțiilor 3 supra 5 și 1 supra 2 respectând regula precizată anterior. Obținem astfel 3 supra 10. Pentru a înmulți un număr natural cu o fracție ordinară, putem scrie numărul natural sub formă de fracție cu numitorul 1. Obținem n ori a supra b egal cu n ori a totul supra b. De asemenea, Știm că înmulțirea cu un număr natural mai mare decât 1 se poate scrie ca o adunare repetată. Astfel, n ori a supra b egal cu a supra b plus a supra b plus a supra b plus puncte puncte plus a supra b, având n termeni. De exemplu, înmulțind fracția 2 supra 3 cu un număr natural 2, putem scrie numărul natural 2 ca o fracție cu numitorul 1. Efectuăm înmulțirea și obținem 4 supra 3. Rezultat ce poate fi scris sub forma unei fracții mixte? Un întreg și 1 supra 3. Pentru calculul puterii unei fracții cu exponent număr natural nenul, ridicăm la puterea n atât numărătorul cât și numitorul fracției, știut fiind faptul că puterea cu exponent număr natural nenul. Este o înmulțire repetată a bazei cu ea însăși. De exemplu, 3 supra 2 totul la puterea a patra, egal cu 3 la puterea a patra, supra 2 la puterea a patra, egal cu 81 supra 16. Ne amintim regulile de calcul cu puteri. Pentru efectuarea produsului puterilor cu aceeași bază, păstrăm baza și adunăm exponenții. La împărțirea puterilor cu aceeași bază, păstrăm baza și scădem exponenții. Pentru calculul puterii unei puteri, păstrăm baza și înmulțim exponenții. La produsul puterilor cu același exponent, înmulțim bazele și păstrăm exponentul. La câtul puterilor cu același exponent, împărțim bazele și păstrăm Exponentul. Avem aici exemple la regulile amintite. În continuare, ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza noțiunile prezentate anterior. Vrăjitorul Merlin. Îl provoacă pe alfa la bătălia fracțiilor. Pentru a verifica corectitudinea calculelor efectuate de către alfa, determinați soluțiile următoarelor exerciții: 2 supra 3 ori 7 supra 2 este egal cu 2 ori 7, totul supra 3 ori 2. Obținem 14 supra 6, fracție ce se simplifică prin 2 fiind egală cu 7 supra 3. Simplificarea se poate face și înainte de înmulțire, simplificând un numărător cu un numitor. În cazul nostru, 2 și 2 se simplifică prin 2. În locul lor, scriem rezultatele împărțirii. Obținem, evident, tot 7 supra 3. În următorul exercițiu, avem 3 întregi și 1 supra 5 ori 2 întregi și 1 supra 2. La înmulțirea fracțiilor mixte, să nu uităm, să introducem mai întâi întregii în fracție și abia după aceea să efectuăm produsul. 16 supra 5 ori 5 supra 2, simplificăm pe diagonală și obținem 8 ori 1, totul supra 1 ori 1 egal cu 8. În acest exercițiu, observăm că avem aceeași bază și vom aplica regulile de calcul cu puteri. 3 supra 5, totul la puterea 2 plus 4 minus 3. Egal cu 3 supra 5, totul la puterea a treia, egal cu 27 supra 125. Și 3 întregi și 1 supra 2, totul la puterea a doua, ori 2 întregi și 1 supra 3, totul la puterea a treia, egal cu 3 ori 2 plus 1, totul supra 2, totul la puterea a doua, ori 2 ori 3 plus 1, totul supra 3, totul la puterea a treia. Egal cu 7 supra 2, totul la puterea a doua, ori 7 supra 3, totul la puterea a treia, egal cu 7 la puterea a doua, ori 7 la puterea a treia, totul supra, 2 la puterea a doua, ori 3 la puterea a treia, egal cu 7 la puterea a cincea, supra, 4, ori 27. Obținem 16807 supra 108. În următoarea aplicație. Un biciclist parcurge într-o zi 3 km, a doua zi de 7 supra 3 ori mai mult, și în a treia zi de 8 supra 7 ori mai mult decât în a doua zi. A mic, determinați cât a parcurs biciclistul a doua zi, pe mic, determinați cât a parcurs biciclistul a treia zi, ce mic, verificați dacă în prima zi a parcurs 1 supra 6 din distanța totală. Pentru a determina distanța parcursă de biciclist a doua zi, efectuăm calculul: 3 ori 7 supra 3 egal cu 21 supra 3 egal cu 7 km. Pentru a determina distanța parcursă de biciclist a treia zi, efectuăm produsul: 8 supra 7 ori 7 egal cu 56 supra 7 egal cu 8 km. Distanța totală parcursă în cele 3 zile este egală cu 3 plus 7 plus 8 egal cu 18 km. O șesime din această distanță reprezintă 1 supra6 ori 18 egal cu 18 supra6 egal cu 3 km. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.